Scene violente la malul mării după ce au băut bine în vama veche, mai mulți tineri s-au luat la bătaie. Printre ei, un bărbat de 3 a asistat la scenele jocante fără ca cineva să intervină sau să sune la poliție. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Vama Veche este o stațiune celebră pentru cheforile care se țin pe plajă în sezonul estival, dar și pentru scandalurile de după de la prea mult alcool. De data aceasta vorbim, 3 de ani a fost bătut bine de o gașcă de tineri, sub privirile martorilor care asistau la eveniment, de parcă ar fi fost la circ. În imaginele surprinse de unul dintre martori se observă cum câteva fete care îi însoțeau pe tineri au încercat să-i despartă pe aceștia, fiind și ele la rândul lor trântite la pământ la poliție pentru a reclama incidentul. Cazul a fost preluat de polițiști, iar aceștia vor lua măsuri după finalizarea anchetei.